Не ратастец табелый, не ратастец, я врал, что вы говорите. Cum se reprezintă Iisus? Cum se reprezintă Iisus? A doilea colonă. Ce au ei bine? Vine Iisus și le spun ce ai bine. Ce au bine ei în biserică? Ce-i bun în biserică? Ce-i după Scriptură în biserică? Le spun ce au bine. Ce-i bun? Ce-i bun? Ce-i bun? Ce-i bun? Ce-i bun în biserică? Le spune ce este rău în biserică. Dacă vine Domnul Iisus Hristos, El îți spune ce ai bun în inimă și spui ce ai ce? Și ce rău ai? El nu poate să fie sincer cu dumneata. Nu fie sincer cu dumneata. Să-mi spui, asta numai părinții, de multe ori părinții care iubesc copii, ești bun. Și nu cutează să-i spui că are cioturi. Și când acolo îi spun străinii, eu la copiii mei spun. Lasă fie rău, dacă face rău îi spun. De multe ori sunt, dar le spun. Dacă e rău îi spun și gata. Că asta nu-i bun. Lasă zică ce vrei, lasă vorbea, dar le spun că asta e rău. Și nu mă lasă Duhul Dumnezeu să-i spun că asta e rău. Ce e bun, le spune Iisus, și ce este rău. Mai departe ne arată ce? Soluția, cum să iasă din aceea ce este rău? Cum să scape de ce este rău? Soluția, cum să scape de rău? Cum să scape de rău? Soluția. Soluția. Cum să scape de rău? Cum să scape de rău? Și treilea, ce binecuvântări au biruitorii? Care ce? Dacă ți-a spus că ești rău, și ai ceva rău în viață, și dacă te schimbi și te dai cioplit de Dumnezeu, te dai schimbat de Dumnezeu, ce binecuvântări ai? Ce binecuvântări are acela care ce? Care își îndreaptă situația vieții, care își îndreaptă viața lui, care nu trăiește așa conform. Ce au biruitorii? Scriem ce au biruitorii. Ce au biruitorii? Ce au biruitorii? Bun. Acum hai să sunteți la pagina 181. Acum să citim textul care vrem să-l studiem. Să studiem textul care vrem să-l studiem. Și să vedem. Acesta citim. Apocalipsa 2, de la 1 la 7. De la 2, de la 1 la 7. Cine ăsta citește asta? Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce este cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte stele de aur. Știu faptele tale, puțineala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricină numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că te părăsi dragoste din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua veșnicul din locul tău, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhului. Celui ce vă biruiți, îi vă da să mănânce din pomul vieții, care este în rara lui Dumnezeu. Amin. Acum hai să completăm prima coloană. Și cum se reprezintă Dumnezeu la biserică? Cum se reprezintă la tineret? Vine la tabără Domnul Iisus prin Duhul Sfânt și se reprezintă. Și uitați-vă în versetul 1 cum se reprezintă Domnul Iisus. 1:1. Cum se reprezintă Domnul Iisus. Și spune așa. Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel care ține cele șapte ce? Stele în mâna dreaptă. Înseamnă cum se reprezintă Dumnezeu? Că ține ce? Șapte stele în mâna dreaptă. Iisus se facă așa o plăție. Ține șapte stele în mâna dreaptă. Ține șapte stele în mâna dreaptă. Și aici arată cine sunt stelele. Pe urmă vedem. Cine sunt stelele care... Și mai departe ce? Cei care, și mai cum se reprezintă? Cel ce îmblă în mijlocul celor ce? Șapte sfeșnice. Cel ce îmblă între sfeșnice. Cel
ce îmblă între sfeșnice. Uitați-vă cum se reprezintă Domnul Iisus. Vine și se reprezintă. Eu sunt în mijlocul sfeșnicilor. Țin 7 stele și arată în capitolul 1 la sfârșit. Hai să vedem ce scrie. Cine sunt stelele și cine sunt sfeșnicele. Hai să vedem. Citim ăsta 1 cu la versetul așa. Cu 20. Ia-mi citește, Adeam. 1 cu 20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea, de astăzi, și celor 7 stele de aur, cele 7 stele sunt plângerii, celor 7 biserici, cele 7 stele sunt 7 biserici. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos este în mijlocul unei, în mijlocul adunării sale, în mijlocul copiii lui Dumnezeu, și dacă este în mijlocul copiii lui Dumnezeu, El de ce se reprezintă așa? Eu știu ce ai bun în dumneata și știu ce ai rău. De pildă, de ce când este pilda asemănătorului? Și spune așa, că ce Domnului, stăpânul a ieșit să semene grâu. A semănat grâu și după ce a încolțit grâul, spune că a ieșit și ce? Și neghina. Și au venit lucrătorii, spune, stăpâne, dă-ne voi ce? Ce să facem? Să smulgem neghina. Dar stăpânul ce a spus? Nu-i voie. Pentru că voi, lucrătorii, oamenii care trăiți pe acest pământ, nu știți cine-i neghină și cine-i greu. Voi nu știți gândul omului. Voi nu știți inima omului. Voi nu știți ce este bun om și este rău. Voi vă uitați după împrejurare, dar nu știți ce este bun în el. Și din pricina aceasta spune, lasă până la sfârșit. Când va veni secerișul, spune Dumnezeu, ce? Eu ce voi face? Voi împărți ce? Grâul voi strânge în grânar, dar pleaba ce voi face? O voi arunca une? În foc. Uitați-vă. Domnul se reprezintă bisericii din Efes, așa, ca să dă mijlocul bisericii, și țin 7 stele, sunt îngerul care acestor 7 biserici, și vedem că și spune că Dumnezeu, eu vin în mijlocul nostru și vreau să vă spun, să vă descoper ce este bun în voi și este rău. Îmi spune, frate Pavel, ai cioturi multe. Și trebuie să te îndrept, trebuie să te cioplesc. Trebuie să te verific ca să fii mai bun, mai blând, mai curat. Și Dumnezeu vine în mijlocul nostru și ne cioplește și vrea să ne arate ce este bun și ce este rău în noi. Să știți, nu crede că ești numai bun. Dacă crezi dumneata că ești bun și n-ai trebuință de Iisus, te greșești. Vă dau un exemplu din Scriptură. Tânărul bogat, în Luca scrie, și spune așa, că a venit la Domnul Iisus Hristos și spune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, trebuie să faci asta, asta, să iubești părinții, să una, o poruncă, două, trei, și spune că toate acestea le-am păzit, ce? Din tinerețea mea. Și vedem că acest tânăr s-a gândit că n-are nimic rău în el. Dacă vine la Domnul Iisus Hristos, îi spune ce? Nu mai, n-ai nimic rău în tine. Dar Domnul îi spune ce? Îți mai ce? Lipsește una. Dacă ar fi Domnul Iisus în el și l-ar fi primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor, Domnul putea să spui, ești bun. Ești neprihănit, ești curat, nu din pricina ta, dar ești curat din pricina cui? Din pricina că Iisus este în viața ta. El te-a curățit, El te-a spalat, El te-a curățit tot ce este rău în viața ta. Dacă nu ești curat și încă nu ești neprihănit în fața Domnului, îți spune, asta e rău în tine, așa asta e rău. Și El spune, dar ce îmi lipsește? Du-te ce? Vinde tot ce ai și împarte ce? La săraci. El avea ce? El se încredea în ce? În lucrurile care? În lucrurile pământești. Avea și el rău în el. De ce? Nu-și punea încrederea în Dumnezeu, nu punea pe primul plan pe Dumnezeu, dar își punea bogățiile. Și dacă și-a pus bogățiile, când Dumnezeu l-a chemat să-L urmeze, spune că nu pot să merg în urma ta. De ce? Pentru că iubesc ceva mai mult pe pământ. Și acela ce iubește ceva mai mult pe acest pământ, nu poate să meargă în urma Domnului Iisus.
Din pricina aceasta Iisus se mărturisește că Iisus ține 7 stele în mâna dreaptă, sunt îngerii, și spune că este cel ce îmblă între biserici, acel ce îmblă printre noi și nu vrea să ne facă rău. Vrea numai să ne cercetezi, să ne spui în ce stare suntem în fața Domnului. Vreau la lecția aceasta să vă convingeți dumneavoastră în ce stare sunteți în fața lui Dumnezeu. Dacă sunteți într-o stare rea, să știți că ce departe nu mergeți. Nu puteți să fericiți pe nimeni, nu puteți să dați întâietate altuia, nu puteți să vă uitați la durerea altuia. Dacă nu pui pe Dumnezeu în primul plan, totdeauna te pui pe tine. Pe mine mă doare, la mine se gândește, eu n-am ce mânca, eu n-am bani, eu n-am aceea, eu aceea, pe mine mă doare și pe mine nu mă interesează nimic și asta. Și cu așa, o persoană e foarte greu să faci viață cu el. Nici n-ai ce începe cu el. Cum începi, te prăpădești cu el. Căci numai eu. Și asta e tot. Și din pricina aceasta, Scriptura spune că Iisus este mijlocul bisericii, el știe ce este rău și ce este bun în dubietaș în mine. Din pricina aceasta se duce. Hai să vedem. Asta, ce le spune că au bun? Vine în biserica din Efes și ce bun au eu. Hai să vedem să ce este bun. În versetul 2. Știu faptele tale, o steneală ta răbdare. Că nu pot suferi pe cei ce? Răi. Ei ce? Spune 1 cu 2. Nu pot suferi pe cei răi. Nu pot să suferi pe cei răi. Da, nu 2 cu 2. A, 2 cu 2, bravo. Dar nu la prima tot. Tot, iar mă lăsesc. O, spasibă. 2 cu 2. Nu pot suferi pe cei răi. Și asta e că e normal. Nu pot suferi pe cel rău. Dar de ce nu-l putea să suferi pe cel rău? Pe cel rău tot trebuie adus la Dumnezeu sau nu? Da. Trebuie adus, trebuie să lucrez cu el. De el nu-l putea suferi și dacă nu-l poți suferi, de pildă să lucrezi cu tinerii din lume. Sau să lucrezi cu un tânăr care are o influență rea ceva în viața lui. Păi ce-ți mai lucrez cu el? El e narcoman, el acela nu mai lucrez cu el. Nu mai trebuie să mă obosesc cu el, nu mai etel. De ce ei nu suferiau? Pe ce? De ce? Dar parcă e bun asta. Ei credeau că asta e bun la deci. Spune că tot nu suferi pe cel rău. Dar ei ce n-aveau? Domnul Iisus le spune, de ce nu suferea pe cel rău? De ce nu le ajuta? Nu le sprijinea. Nu suferea pe cel rău și au pus la încercare pe cei ce sunt apostoli și nu sunt, au descoperit că în biserică sunt ce? Mincinoși. Apostoli mincinoși. Uitați-vă, bun au. Au descoperit că în biserică sunt mincinoși. Spun că una, dar fac alta și au descoperit că sunt apostoli mincinoși. Au descoperit că sunt apostoli mincinoși. Că sunt mincinoși. Au descoperit că sunt mincinoși. Nu pot suferi pe cel rău. Au descoperit că sunt mincinoși. Știu că ai răbdare. Au răbdare. 4. 2 cu 4. Au răbdare. Au răbdare. Mai departe spune ce? Au suferit din pricina numele meu și nu au obosit. Au suferit din pricina lui Hristos. Au suferit din pricina lui Hristos. Lui Hristos și nu au obosit. Și nu au obosit. Au suferit din pricina lui Hristos și nu au obosit. Când suferi, obosești. Să știți. Și n-au obosit. Și n-au obosit. În versetul 6 mai au ceva bun. Spuneți-mi, mai au ceva bun. Ce bun mai au ei? Spuneți-mi ce bun au ei. În 6. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele ce? Nicolaiților. Urăști faptele nicolaiților. Și hai să ne gândim, așa o viață frumoasă, așa lucruri multe bune, ce? Nu poți să suferi pe cel rău, e bun, e bun.
Nu pot să sufer păcatul. Nu pot să... să sufer. Bun. Mai departe spune ce? Au descoperit pe cei care sunt ce? Mincinoși, proroci mincinoși. Asta de asemenea un lucru bun. Pentru că mulți se reprezintă că ei sunt ce buni, dar ei l-au descoperit că nu sunt buni și au trebuință de Iisus. Au trebuință și ei de pocăință. Măcar că se numeau proroci, dar le-au găsit că sunt mincinoși. Și vedem că și le-au găsit că și ei trebuie să se pocăiască. Mai departe, au răbdare. E foarte important că au răbdare. Tot e bun, foarte bun. Să ai răbdare, e foarte bun. Când te ripezi, deodată faci mult greșeli. Dar dacă ai răbdare, îngăduință, faci mai puțin greșeli. Vă spun sincer, când are răbdare, face cu mult mai puține greșeli. Cine n-are răbdare și se ripede, face multe, multe greșeli. Și pur și simplu spun mâinile în cap și spune, ori nu cumva eu am făcut lucrul acesta. Ce mire că au făcut atâtea greșeli în urma nerăbdării pe care au avut-o. Mai departe ce? Au suferit din pricina lui Hristos și ce? Și n-au obosit. Nu s-au săturat. Din ce pricină? De multe ori pe credincioși care sunt pocăiți adevărați, le vorbesc de rău. Ba ștunzi, ba sectanță, ba aripi de crești, ba zbor, ba una alta și tot le obișnuiești. Și atunci când sunteți când sunteți în suferință și vedeți, sunteți vorbiți de rău, voi nu obosiți, nu vă supărați, nu întoarceți rău pentru rău. Și din pricina aceasta Dumnezeu spune că asta e lucru bun la voi. Că voi nu luați seama cum vă numesc, nu luați seama lucrul acesta, ci și mai departe veniți la casa Domnului, iubiți și dați slavă lui Dumnezeu. Mai departe spune ce urăsc faptele nicolaiților. Despre faptele nicolaiților am vorbit mai, dar vreau să vă spun puțin ce înseamnă nicolaiții. Nicolaiții învățau așa ceva, trăiești cum vrei, numai și fă ce vrei cu trupul, numai cu sufletul ăsta, să crezi în Dumnezeu și asta e de ajuns pentru mântuire. Dar trupul acestui Adam, dă-i ce vrea. Vrea curvie, dă-i curvie, vrea alcool, dă-i alcool, vrea narcotici, dă-i narcotici. Trăiește în fire pământească cum vrei, cum vrei, dar sufletul să-ți fie curat. Da, Adel, spune. Noi am vorbit la Pergam. Când ajungem la Pergam, acolo ne oprim mai mult din nicolaiți. Asta e ce nu așa, asta ce e bun. Dar la Pergam, acolo scrie de învățătura lui Vâlam și a nicolaiților. E una și aceeași învățătură și vă arăt că ce învățătura nicolaiților se aseamănă cu al Vâlam și atunci vă arăt ce este ceva de învățătură. Și uitați-vă că îi spune că eu sunt împotriva așa unei veți. Viața unui creștin trebuie să ce? Să se aducă trupurile ce? Ca o jertfă ce? Vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu, că din partea voastră este o slujbă ce? Duhovnicească. Asta este o slujbă duhovnicească. Bun. O slujbă duhovnicească. Și uitați-vă, asta bun aveți. Și întreabă biserica, dar asta nu ne ajunge ca să intră în cer. Aia este lucruri, dacă tu le vezi, nu mi-e de ajuns să intră în cer. Și ce îi spune? Nu! De ce? Ai ceva rău. Dar ce rău am eu? Îți spun ce ai rău. Și care versie te arată? Ai părăsit ce? 4. 2 cu 4. Ai părăsit? Părăsit dragoste din tău. Eu vom învăța ce înseamnă dragostea din tâi. Vom învăța ce înseamnă dragoste, să ai dragoste din tâi. Ce trebuie să fie când ai dragoste din tâi? Învățăm și scriem tot ce înseamnă dragoste tăi. Că ai părăsit, ai lăsat-o. Aici nu scrie că ai pierdut-o. Când omul pierde, știi unde ai pierdut? Dacă ai pierdut bani, știi unde ai pierdut? Nu. Nu știe. Dar îi spune ce? Au ce? Ai lăsat. Tu singur ai lăsat. Ai lăsat dragostea. Dar ai început ce? Nu sufră pe cel rău, pentru că n-am ce? Dragoste. Îi spune că asta e bun, dar tu dacă faci fără dragoste, ce? Nu e bun. El e rău, dar trebuie ce să faci? Să-l iubești. El e rău, dar trebuie ce să faci?
să-l aduci la Dumnezeu, nu trebuie să iubești păcatul lui. Dar pe persoana n-avem dreptul să urâm pe nimeni. Avem dreptul să urâm păcatul care este în el. Să urâm acei ce fac ei. Dar n-avem dreptul în Scripturi să urâm pe cei care ce? Să urâm persoana, omul, n-avem dreptul. Dacă Domnul Iisus Hristos, care era pe cruce Golgotei, ura pe cei care fac rău. Pe cel ce i-au dat oțet. Urâm. Pe cel ce i-au bătut cuie în mâine. Și unul dintre ei era ce? Sutașul. Era sutașul care i-a bătut cuie în mâine, în mâinile Domnului Iisus Hristos. Și vedem că și toate, și Domnul Iisus Hristos, vedem că toate lucrurile le-a făcut cu ce? Le-a făcut cu ce? Cu dragoste. Le-a făcut cu dragoste. Le iubea, nu iubea ce au făcut ei. Dar ca oameni, el ce? Le iubea. Și vedem că sutașul, fiindcă a văzut dragostea lui Dumnezeu, că i-a făcut rău omul ăsta, i-a bătut cuie în mâini și în picioare și el iubește și se roagă, Tată, iartă că nu știu ce fac. El a spus cu adevărat, omul ăsta este cine? Este Fiul Dumnezeu, este om neprihănit. Uitați-vă ce lucru important este lucrul acesta. Și dacă te căsătorești și dacă n-ai dragoste, poți să îi cumpri mașină, poți să-i cumpri casă, poți să-i faci ceva și dacă n-are dragoste, asta e zero tăt. Toate sunt zero. Din pricina aceasta spune acestei biserici, tu trebuie, asta e bun, dar lucrurile acestea trebuie să le faci cu ce? Cu dragoste. Orice lucru pe care îl faceți voi fără dragoste este o nimica și în fața lui Dumnezeu, de pildă vii la părinți, părinți te roagă și fă voie ce vă. El vine și lasă mamă că fac și el o pată ce și-mi prăște și așa știi, mă mănânci atâta și tot faci. Îi tâhnește lui mama ceea ce faci tu. Păi, dacă faci fără dragoste, mamă, zice, las că faci, mamica. Las că mamica, mă, și te termină borșul, te hrănește, îți dă carne cea mai bună din borș. Și pe urmă fac eu. Lasă, fiule, nu fărma atât și lopata și țărna, parcă țărna e vinovată și totul scormolești ca găina ce ca borșul. Și totul zice, lasă, măi, țărna asta, mamica face el, lasă, fiule. Nu mai tihnește dacă faci fără dragoste. Dar când vede părinții, când vede lucrătorii în biserică, că tu ce faci, ceva faci în biserică, când te-a chemat Dumnezeu la lucrare și faci din dragoste, ei îmblă printre a treile cer lucrători. Că au tineri care lucrez cu dragoste, care au tineri care vrea să slavească Dumnezeu cu dragoste, care au tineri care vrea să aducă pe alți tineri cu dragoste la Dumnezeu și se bucură de lucrul acesta. Bună! Ne oprim, pe urmă arăt ce înseamnă să părăsești dragostea. Ce înseamnă dragostea? De întâi vară ne întoarcem și... Dar acum hai mai departe. Noi până când textul ăsta îl facem, pentru că 1-4 zile, 1-3 acolo, că trebuie să facem lucrurile acestea. Soluția, ca să am dragoste, ce trebuie să fac eu? Ca să am dragoste, să lucrez cu dragoste, să iubesc soție, să iubesc lucrarea Domnului, să iubesc rugăciune, să iubesc studiu biblic, să iubesc pe frații care sunt în conducere. A mea este un păcat în biserica asta creștină. De multe ori judecați păstorii. Nu judecați, că n-ați ajuns la nivelul acela ca să judecați păstorii. Nu judecați. Ei trec prin foc, ei sunteți în fiecare membru, este în inima lui. El stă pe genunchi în fiecare seară și se roagă pentru fiecare membru, pentru durerea fiecărui. Dar dumneata care încă n-ai cunoscut puterea lui Dumnezeu, de multe ori sunt judecați, nu judecați. Toate lucrurile se fac cu ce? Se fac cu dragoste. Și unii este dragoste, este binecuvântare, unii este dragoste, este har, unii este dragoste, este bunătate, creștere în biserică și este ce? Pocăință în biserică. Și vreau că în bisericile pe care faceți parte și une și aveți în inima dumneavoastră care încă nu sunteți și nu v-ați convertit, să aveți această dragoste care biruie totul și face lucrări mari în viața fiecărui din voi. Vreau să aveți dragoste în Dumnezeu. Pentru că când învățam căsătorie fără de regrete, vreau să vă spun, sunt 4 feluri de dragoste. Vreau să vă arăt ce înseamnă. Și când vrei să te convingi, trebuie să-ți pui întrebarea, cu ce fel de dragoste mă iubește el? Este dragostea agape, care este dragostea Dumnezeu, este dragostea finioa,
Și asta e în Biblie. Dragostea fire, te iubesc atâta cât tu mă iubești. Pătum este dragoste, eros, dragostea, te iubesc când îmi face plăcerile. Și este dragoste storce, te iubesc atunci când îmi dai ceva, când totdeauna... Da, asta. M-am scuzat, domnul de rău. Da, asta. 1 Corinteni 13, este un capitol. Apă în dat-o îi ajungem la dat. În dat ajung, eu ajung la dat. Și asta e, uitați-vă, și important, este foarte important dragostea asta. Hai să vedem soluție. Care e soluția aici? Îndată ajungem și la 13. Îndată ajungem la 13. Care e soluția? Aduți-a mine de unde ai căzut și ce faci? Pocăiește-te și ce? Și să fac. Aduți-a inima ce face? 2 cu 5. Aduți-a mine de unde ai căzut. Aduți-a aminte unde ai căzut. Altă mine ai căzut și ce? Dacă n-ai dragoste, ai pierdut dragoste, ai lăsat dragoste, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă dacă ai lăsat dragostea? Ce înseamnă asta? Nu mai iubești. Ce înseamnă asta? În Scriptură ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Cădere! Ai căzut. Mai departe se spune, ce? Aduce-mi din necazut și ce faci? Pocăiește-te. Și ce înseamnă pocăiește? Să mărturisesc păcatul, să-L chem pe Domnul Iisus în inima mea. Asta înseamnă pocăiește. Doamne, vină în inima și scapă-mă de asta, Doamne. Dă-mi dragostea ta, asta e pocăința, asta întoarce la Dumnezeu și să ne pocăiești. Mai departe, ce trebuie să facă ei? Pocăiește-te, întoarce la faptele tale ce? Întoarce-le la faptele din tâi. Aiestea, nu-s faptele din tâi. Când a venit și a cercetat, deja ei aveau asta. Dar n-aveau ce? Dragoste. Faptele din tâi, am o și le număram. Adela se repede înainte și vrea să știe care sunt faptele din tâi. Vedem, am o și. Dar, înseamnă ce? Întoarce-te la faptele din tâi. Bun. Vedem care fapte au avut ei. Am o și noi vedem ce au avut ei și ce aveau acum. Ce-au avut acum așa? Ei descopereau, făceau, dar nu aveau dragoste. Și toate lucrurile fără dragoste este ce? Un zero mare. Și voi veți convingeți că poate să vă dea cineva să vii să vă dea ceva, hai vă dau 100 de euro. Și pe urmă când vă încep să vă bârfească, uite i-am dat nenorocitul de dânsul și a luat, dar acasă are atâtea bogății, dar tu i-ai dat. Și eu te bârfești când tu auzi că lucrul acesta spune, nață băi să pierzi tu odată cu euro tăi și cu tăia ta să duci. Și de unde ai venit, mai mult. De unde ai venit și cu asta termin cu eurile tăi și nu mai las-mă în pace, băi. Dacă îmi dai fără dragoste, mai bine nu mai îmi da. De atâta și Dumnezeu spune că când jertfești ceva pentru Dumnezeu, trebuie să jertfești din ce? Din toată inima. Nu jertfești de ce nu-i primit. Unul spune așa că m-am dus la adunare colectă și avea 5 dolari și 100. Și când acolo o dat 100, o încurcată, în loc de 5 o dat 100. S-a dus acasă și nici tot luat capul sus acolo și el credea că 5 dolari sunt în buzunarul stâng. Dar el le-a încurcat în mințele Dumnezeu și l-a pus în buzunarul drept. Și când acolo ia acest dolar și le pune acolo. Se duce acasă și spune, băi, ce asta? Se duce la pastor și spune, băi, frate, eu vreau... Uite, am pus 100 dolari, dar eram pregătit să pun 5. N-ai nicio grijă, frate, du-te acasă, că Dumnezeu ți-a scris numai 5. Să stai liniștit, că dacă te-ai gândit la 5, Dumnezeu ți-a pus numai 5. Așa că n-ai nicio problemă, stai liniștit. Și Dumnezeu spune, bine, hai, dacă nu faci fără dragoste, nu-i primit nici în fața, dar nici nu-i primit de tine. Acum pot nu înțelege. Dar când vei vedea cineva care te-a urât, și poate ți va face bine ceva, așa ți va face, dar ești, nu te poate vedea ori. Parcă de față și de fața ta, până ziua așa, și când auzi din la o parte cum te bârfește, cum te roade, cum te scormolește, cum te poligrește, nu-ți ajută nimic. Și vezi cât e de dureros
Pă, vorbește, bună ziua, te-a cuprinde, dar de la o parte te bărfește și știți că lucrul ăsta e ceva greață, nu te plinești. Tot așa și Dumnezeu, orice lucrare pe care o faceți voi, fără dragoste, nu este primită în fața lui Dumnezeu. Nu este primită. Și hai să vedem mai departe. Ce au biruitorii? Înseamnă ce? Ca să ieși din criza aceasta, să faci toate lucrurile astea, ce? Întoarce la faptele din tâi, pocăiește-te, dar întâi ce? Adu-ți aminte cine ești Dumnezeu. Adu-ți aminte că ce înainte iubeai, înainte aveai gânduri frumoase, înainte aveai gânduri de pace, de sfințenie, dar acum s-a schimbat gândurile. Am început să mă uit pornografia, am început să mă uit lucrurile rușinoase în computer și s-a schimbat gândurile. Am început să mă gândesc prostii, am început să mă gândesc la lucrurile stricate. De acum mi-aduc aminte cum am fost și cine sunt acum. Și dacă mi-aduc aminte, ce trebuie să fac? Să mă întorc la faptele din tâi, la acel gând care mi-a venit când să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, să slujesc Domnul, întoarce-te la acel gând. Și trebuie ce să faci? Să te pocăiești și să primești pe Iisus ca Domnul Sfântul. Cum să devin biruitor? Dacă mă pocăiesc eu, ce am eu de aici? Ce binecuvântări am? Hai să ne uităm. Și însă lucrul acesta bun, că urăși faptele cu Iisus care eu le urăsc. Cine urăși să asculte, zice Biserice Duhul, celui ce voi birui, voi da să mănânce din urea. Din pomul vieții. Voi da să mănânce. Voi da să mănânce din pomul vieții. Din pomul vieții. Bun. Din pomul vieții care este une în raiul. Uitați-vă ce mare binecuvântare de ele. Dacă te pocăiești, te întorci la dragoste. Îți voi da să mănânci din pom vieții. Atunci când Adam a greșit și cu Eva și le-a aruncat din rai, ce spune? Dumnezeu a pus la poarta raiului ce? Un hieruvim cu ce? Un hieruvim cu sabia? De ce? Să nu dea voie la cine? La Adam și Eva să intre în raiul Dumnezeu, să mănânci din pomul vieții și să trăiască veșnic. Dacă într-o stare păcătoasă, așa cum suntem noi acum, am trăit așa într-o stare și n-am fi schimbați noi într-o factură nouă, să trăim veșnic, pe pământ ar și ce? Ar și grozav, haos, păcat, războaie, nenorociri, ură, pismă, ceartă, nimic bun n-ar fi. Nimic bun n-ar fi. Dar din pricina aceea că omul ce? Se întoarce la dragoste din tâi, se întoarce la Dumnezeu, omul se schimbă și face dragostea lui Dumnezeu. Și dacă se întoarce ce? El începe să mănânce din pomul vieții. Cel ce vă vrei va mânca din pomul vieții. Când mănânc din pomul vieții, nu mai mor niciodată, trăiești veșnic. Ești în prezența lui Dumnezeu, ești în locul acela unde este pace și bucurie în Duhul Său cel Sfânt. Ești în noul Ierusalim, ești acolo unde este moarte, nu este păcat și este în glorie și în slava Domnului. Hai să ne întoarcem. Acum nu mă scrie mai ce. Cel bun, ce trebuie să fac? Să întoarcă la dragoste din tâi. Bun. Și acum eu nu scriu aici, dar voi scriți în carte, toate deschideți cartea. Dar care n-are carte, scrie aici între ăsta tabel. Scrie până la sfârșit. Aceea ce o învățat noi acum, scrieți până la sfârșit și vreau să vă arăt ce înseamnă dragostea ce? Din tâi. Nu e asta, tăt, dragostea din tâi. Să vă știți că nu e asta, dragul. Nu le cheamă la asta în toată. La alta, vedem. Ei deja aveau acolo. Aveau asta, deja în mâine. Dar spune că nu de ajuns, trebuie să mă întoarc. Dar de ce ultimul eu sunt eu? Eu tare sunt bun. Eu sunt de ales sofronie și eu sunt bun, dragi. Dar bine că e de la sofronie numai. Bun. Deschideți la pagina... la pagina 14. Ce înseamnă dragostea din tâi? Și aici scris în carte. Cum a scris în carte? Tot scris în carte, acum scris în carte. Dar ce din carte când veți preda lecția, dacă ați vrea să predați lecția la tineret sau cuiva să vorbiți, am scris în coloana asta până la sfârșit, scris ce înseamnă dragoste din tâi. Bun, Marcu 12, 28-34. Ce scrieți acolo? Ce înseamnă asta? Ia-mi citește, ia-mi alea, tu ești cu Biblia deschisă. Și ce înseamnă
să vedem ce înseamnă dragoste din 1 Marcu 12, 28, 34. Dacă ai găsit, citești. 1, 12 Marcu 28, 34. Unul din cărturari care venise și îl zise vorbind, văzând că Iisus le răspunsese bine, l-a întrebat: care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus a răspuns: cea din tâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru, Domnul este unul singur. Și să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Și cărturarul le zis: bine, învățătorule, ai vorbit potrivit adevărului că Dumnezeu este unul singur și nu este altul afară de El. Și a iubit cu toată inima, cu toată priceperea, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubit și aproapele că pe tine însuți de mai mult decât toate altele legături și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu priceperea și a zis: nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu îndrăznea să ne pună întrebări. Uitați-vă, ce înseamnă dragostea de tăi? Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cujutul și toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine. Scrieți asta. Aici, la Marcu 12:28, să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot cujutul tău, cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e dragostea de tăi. Să te întorci pe primul plan să fie Dumnezeu. Scrieți asta: să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot cujetul, cu toată dragostea, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Asta scrieți aici. Scrieți. Vă rog frumos, scrieți. Pentru, de ce? Pentru că dacă îl pui pe primul plan pe Dumnezeu în viața ta, atunci ce? Înseamnă că ai dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu este Dumnezeu pe primul plan, nu poți să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Totdeauna pe tine te vei pune ce? Mai sus, tot mai sus de scaun. Mă suine eu tot așa, și eu mai sus ca voi, știi tot. Dar eu nu sunt mai sus ca voi. Eu nu sunt mai sus. Eu tot sunt om, tot suntem frați în Domnul și nu sunt mai sus ca voi. Nu mai mă sui mai sus. Dar acela care ce? Care nu îl pun pe primul plan pe Dumnezeu ce? El se pune pe sine, se gândește la sine și niciodată nu are problemă ca să îngrijească de alți oameni. Și asta e foarte rău. E foarte rău. Asta e drag, să te întorci, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cuș și toată asta. Înseamnă la Efeseni, ei nu-L iubeau pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele Său căpet. De ce? Ei ce făceau? Ei ce? Nu puteau suferi pe cel. El e rău, dacă l-ai văzut ce? Ce să faci? Nu trebuie să-l arunci din biserică. Nu trebuie să-i dai un picior ca să fugă. Nu trebuie. Dar ce trebuie să faci cu el? Trebuie să lucrezi ca el ce să facă? Să se pocăiască. Dacă prorocii aceștia vorbesc minciuni, ce? Nu trebuie să-i urăști. Dar ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Dacă cineva vorbește minciuni, ce trebuie să faci cu el? Să-l mustri, să-l îndemni frumos, să-l aduci la Dumnezeu ca să rămâi în biserică. Ei lucrau fără dragoste. Și orice lucrare, în căsătorie, în biserică, în societate, fără dragoste, îi zero, nu trebuie și nimărui. Ioan, 1 Ioan 5, 1 cu 3. Întâi Ioan 5, 1 cu 3 și aici spune în versetul 1. Acel născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și pe cel născut din Dumnezeu. Spune că cel născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și pe cel născut din Dumnezeu. Scrieți așa, că acel născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și pe cel născut din Dumnezeu. Asta e dragostea din tăi, că iubește pe Dumnezeu și pe acel care este aproape de Său îl iubește. Asta e dragostea din tăi. Bun, nu vreau să fim. Și mai departe scrie versetul 3. Dacă prin aceasta arătăm că iubim pe Dumnezeu, dacă împlinim ce? Poruncile Lui. Dacă împlinim poruncile Lui. Înseamnă că dragostea din tâi este aceea că împlinim ce? Poruncile Lui Dumnezeu. Nu poruncile mele, nu poruncile vecinului, ci împlinește poruncile Lui Dumnezeu. Asta e dragostea din tâi. Mai mult ascuns de Dumnezeu decât de om. Scriți așa, scriți scurt, ce înseamnă dragoste din tăi? Că dacă îl iubește,
spune că iubește pe Dumnezeu, dacă iubește pe Dumnezeu, împlinește poruncile lui. Să ne uităm la Ioan 15 cu 10. Scriți, vă rog frumos, scriți. 15 cu 10. Dacă rămâneți în poruncile mele, veți rămânea în dragoste ce? Ia, dacă veți rămânea în poruncile Domnului, veți rămânea ce? În dragostea lui Dumnezeu. Înseamnă ce? Trebuie să rămâneți totdeauna în Scripturi. Trebuie în fiecare dimineață să studiați, în fiecare dimineață să aveți rugăciune, să aveți părtășie cu Dumnezeu. Și numai atunci ce? Creșteți în dragostea lui Dumnezeu, creșteți în harul Dumnezeu. Și asta e foarte important. Rămâi în porunca ce? Rămâi în rugăciune, rămâi în Evanghelie, rămâi în slujirea Domnului, rămâi să te supui, să te smerești și să slujești Domnul. E un lucru foarte important. Asta e dragostea din tâi. Vedem să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele Său și să rămâi ce? În poruncile Lui. Mai departe. În 3 Ioan 2 cu 5, 15. Cine iubește lumea, dragostea Tatăl ce? Nu este în el. Dacă iubim lumea, atunci ce? Suntem în dragoste din tâi? Nu, nu. Nu, scris că dacă iubesc lumea și lucrurile de lume, nu sunt în dragostea din tâi, nu sunt în... Nu este dragoste. Cine iubește lumea, aceasta nu înseamnă dragostea din tâi. Cine iubește lumea, asta nu înseamnă dragostea din tâi. Și aici arată ce este lumea. Tot ce este în lume, poftile firii pământești, pofta ochilor, lăudrășiile vieții, este, nu este de la Tatăl de lume. Arată ce este lumea. Lăudrășiile vieții, poftile firii pământești, asta e lumea. Și noi, și cine ce? Care este, are dragostea lui Dumnezeu, dragostea din tăi, el nu iubește aceste lucruri. Spune și scrie așa, la, asta, la Ioan 15, că cine are dragostea din tăi, nu iubește lumea. Nu iubește lumea. Și asta e tot. Nu iubește lumea. Iacob 4 cu 4. Nu iubește lumea. Pofta ochilor. Tot e lumea. Cum lumea intră în tine? Cum păcatul? Ieri am spus. Cum păcatul intră? Pofta ochilor. Ai poftit? Ai privit? Și ce? Și în gând apărut, inima apărut, o dorință ceva tot. Și așa intră păcatul. Iacob 4 cu 4. Prietenie cu lumea este ce? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Înseamnă ce? Ce înseamnă? Dragostea din tâi nu înseamnă ce? Să prietenești cu ce? Cu lumea. Asta nu-i dragostea din tâi. Asta nu-i dragostea lui Dumnezeu. Asta nu-i dragostea lui Dumnezeu. Bun. Noi învățăm ce este dragostea din tâi. Dragostea din tâi este ce? Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele Său. Dragostea din tâi este ce? Să rămâi în poruncile Domnului, să rămâi în Evanghelie, să rămâi în rugăciune, să rămâi în casa Domnului. Așa cum, ce înseamnă să rămâi în dragostea din tâi? Așa cum Moise spune că eu nu vreau să trăiesc în casa lui Faraon, ci vreau mai bine ce? Să sufăr împreună cu cine? Cu poporul meu. Asta e dragostea din tâi. Vreau să fiu în biserică, vreau să sufăr împreună cu poporul, vreau să slujesc, vreau să mă rog, vreau să trec prin toate încercările ca să ajung la gloria și slava lui Dumnezeu. Bun. Mai departe mergem. Noi învățăm ce înseamnă dragostea din tâi. Prima facem concluzie. Ține minte. Prima ce? Să iubești pe Dumnezeu din toată inima. Cugetul. Asta înseamnă să culpi pe Dumnezeu pe primul plan. A doua de ce? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Înseamnă ce? Te smerești și slujești altuia. Vrei să-l fericești pe altul, vrei să-l ajuți, te îngrijești și de altul, te gândești la altul. Și atunci când este dragostea din tâi, ești gata pentru căsătorie, ești gata pentru a mărita, ești gata pentru a te însura. Dar dacă nu este dragostea din tâi și vrea frumăție să slujească, nu ești bun, nu ești pregătit. Nu ești bun. Din pricina aceasta spune că trebuie că să rămâi în Evanghelie, în poruncile Domnului și atunci ce? Poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Bun. Deuteronom 28, 45, 47. Ce înseamnă dragostea din tâi? Și citim versetul 47. Deuteronom 28, versetul 47, să vedem ce înseamnă dragostea din tâi. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, mi-ai slujit Domnului Dumnezeul tău cu bucurie și cu drag de ce? De inimă. Ce înseamnă dragoste din tâi? Să slujești lui Dumnezeu cu dragoste din ce? Din inimă. Scriți acolo jos. Versetul 47, subtextul acesta de Deuteronom. Subtextul de Deuteronom, scriți așa. Ce înseamnă dragoste din tâi?
să-i slujești lui Dumnezeu cu dragoste ce? Cu dragoste din inimă. Să-i slujești Dumnezeu cu dragoste din inimă. Nu cu prefăcătorie, că n-ajut nimica. Dar să-i slujești lui Dumnezeu cu dragoste ce? Din inimă. Asta înseamnă dragostea din tâi. Să-i slujești lui Dumnezeu cu dragostea din tâi. Bine, ne mergem mai departe. Deuteronom 31:6. Și aici se cere ce se scrie despre inimă, ce fel de inimă trebuie să aibă acela care rămâne în dragostea lui Dumnezeu. Și hai să vedem. Versetul 2. Spune așa, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeu tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din sufletul tău, tu și copiii tăi potrivit cu ce este poruncesc astăzi. Ce înseamnă dragostea din tâi? Să te întorci la Dumnezeu cu ce? Cu toată inima ta, scris jos așa, sub... Eu am scris așa, la o parte am scris așa. Ce înseamnă dragostea din tâi? Să te întorci la Dumnezeu cu toată ce? Inima ta, cu toată inima ta. Versetul 6. De asemenea scrie, dacă vei iubi din toată inima ta, atunci îi rămâi în dragostea din tâi. Scrie versetul 6, că trebuie să iubești din toată inima ta. Aici, în versetul 2, să asculți din toată inima pe Dumnezeu. Să-L iubești din toată inima pe Dumnezeu. În versetul 6 spune să-L iubești pe Dumnezeu. A scris asta, versetul 2 și vreau în versetul 6, că ce înseamnă dragostea din tâi? Ascult de Dumnezeu din toată inima. Și ce fac? Și în versetul 6 ce fac? Iubesc din toată inima. Asta e dragostea din tâi. La Deuteronom. Asta e dragostea din tâi. La Deuteronom 31:6. Dacă vrei să... Cineva se întreabă, atâtea sepche pe acest pământ, cine e drept? Și vreau să vă spun, acela e drept care iubește. Acela e drept care slujește altor. Acela care are dragostea din tâi și îl pune pe primul plan pe Dumnezeu. Acela care ascultă din toată inima de Dumnezeu, acela ce îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, acela e drept. Acela este atât falș. Da, ce vrei să spui? E drept pe cel care împlinește cuvântul Domnului. Care împlinește cuvântul Domnului. Care ascultă, împlinește și iubește din toată inima, acela e credincios, acela e drept. Poți să spui el că e așa, că el e așa, că el e înger, dar dacă nu are, nu iubește pe Dumnezeu din toată inima, nu împlinește cuvântul Zeu și nu ascultă de Dumnezeu, mult de Dumnezeu decât toate lucrurile, acel om ce? Acel om ce? Numai că ce? E un clopoțel care ce face? Numai zângărește, dar nu-i nimica. Nu-i nimica. Și dragostea din tâi este ce? Să-L iubești pe Dumnezeu, să rămâi în poruncele Lui, ce era? Să asculți din toată inima, să împlinești din toată inima, să-L iubești porunci din toată inima. Asta e dragoste de tâi. Și ei au lăsat această dragoste și s-au oprit la asta. Ce spune ce? Nu mi-ajungi la mântuire? Nu-ți ajunge. De ce? Că n-ai dragoste la Dumnezeu. Dar la 1 Ioan 4:10 spune că dragostea este cine? Cine este dragoste? Dacă știți Scriptura, spuneți-mi. 1 Ioan 4:10, 4:8-9:10. Cine-i dragostea? 1 Ioan, capitolul 4, 8, 9, 10. Cine e dragostea? Spune că dragostea este acolo ce scrie. Cine este dragostea? Este cine? Păi ce, nu știți cine e dragostea? Dumnezeu, Dumnezeu, bă, spuneți, bă, deschideți gura. Bă, plombat-o cineva azi dimineață. Înseamnă că dragostea este cine? Dumnezeu este dragostea. Vrei dragoste, cere de la Dumnezeu, că e la Dumnezeu e dragoste. Dacă de la Satan cere dragoste, el în loc de a spune, îți dau, numai decât îți dau. Și în loc de dragoste, în traistă, în inimă, în loc de dragoste, spune ce? Ură! Spune, păi, dar eu am cerut dragoste. Dar la mine ura e dragoste. La mine asta e dragoste. Ura, pisma, cearta, de lovit, asta e bun. Nu, asta, dragoste, păcate, asta e dragoste la mine. Ca să iubești fățărnicia, să iubești pornografia, să iubești lucrurile destrăbălate, să urăști astea, să iubești lumea, să iubești alcoolul, să iubești bârfa. Asta, eu ți dau lumea și pofta ochilor. A,
Asta e dragostea mea. Dar dacă ceri de la Dumnezeu, El îți dă o inimă curată, sensibilă, ce? Să te gândești la altul, să-l fericești. Și atunci când cineva este iubit, El întoarce înapoi. El vede că îl iubești și asta atunci El spune că tu mai mult te iubești și te ținea. Bun. Deuteronom 30:15-20. Bun, vreau să termin, vreau cât mai repede să termin. Bun. Deuteronom 30:15-20. Ce spune așa? În versetul 15 îți poruncești să iubești și să păzești poruncile Domnului. Iată spun astăzi înainte viața, binele și moartea și rău. Căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduiele Lui, ca să trăiești, să te mulțești și ca Domnul să fie cu... Și ca Domnul ce? Dumnezeul tău să te binecuvinteze. Aici arată ce? În versetul 15. Ce înseamnă dragoste din tăi? Să iubești și să împlinești poruncile Domnului, nu al satanii, nu al cuiva. Să iubești și să împlinești poruncile Domnului. Mai departe, în versetul 20. Verset ce înseamnă dragoste din tăi? Iubim pe Dumnezeu și ascultând ce? Să îmblă pe acest pământ, iubim pe Dumnezeu și ascultând de ce? De glasul Lui. Și scriți acolo, scriți întâi versetul 15 și 20. Ce înseamnă dragoste din tâi? Să împlinești poruncile, să iubești și să împlinești poruncile. Versetul 15. Dar în 20 spune așa. Iubim pe Dumnezeu ascultând de glasul Lui. Să-L iubești pe Dumnezeu și ascultând totdeauna de glasul Lui. Sunt multe glasuri care se șoptește. Totdeauna când vrei să faci ceva, sunt două glasuri. Un glas rău și un glas bun. Și nu știi de cine să asculti. E foarte greu de ales. De multe ori când trebuie de ales, e foarte greu de ales. Alegerea e foarte greu de făcut. Și atunci ce? Spune, ne îndeamnă Dumnezeu că ce nu s-ar întâmpla, dar alege-L pe Dumnezeu. Și dacă îl vei alege pe Dumnezeu în viața ta, vei fi fericit și binecuvântat pe acest pământ. Și vei o viață frumoasă și binecuvântată în fața. Alege-L pe Dumnezeu. Niciodată nu vei avea rușine. Vei avea în viitor și o familie sănătoasă. Vei fi fericită și pe acest pământ și acolo în veșnicii. Vei fi păzită, protejată, ocrotită. Dumnezeu îți va da lucrare, va da slujire în biserică și vei fi bucuros că prin dumneata se slăvește numele Dumnezeu. Asta e. Dumnezeu ne cheamă la dragostea din tâi. Și am văzut că dragostea din tâi ce? Dragostea ce? Să ascultăm de glasul Lui. Să-L iubim pe Dumnezeu și ascultăm de glasul Lui. Bun, am ajuns la ceea ce Agel aici mi-a spus. Am ajuns la 1 Corinteni 13:1-3. Ce este dragostea din tâi? Hai să vedem ce este dragostea din tâi. De la versetul care glotă, dragostea nu prizmuiește, de unde se începe asta? Versetul 3 sau 4. Și scris acolo este punctul B. No, întâi punctul A. Ce legătură este între dragoste și contextul slujirii în starea bisericii din Efes? Și eu scrie așa. Slujirea fără dragoste este ce? În contextul lui la Corinteni. Spune așa. Dacă ați avea credință să munți și munții, dacă ați face ce? Ați vorbi în limbi îngerești și n-ați avea dragoste, ați fi ce? Ce ați fi? Un clopoțel, o nimică. Ce înseamnă asta? Un gal zângăitor. Ce înseamnă asta? Slujirea fără dragoste în biserică, slujirea fără dragoste bărbatului, soția sau părinților, este ce? Este nimic. Asta e fals, asta e nimic, asta e nimic. Zero este. Nici Dumnezeu nu răsplătește fapta pe care ai făcut-o fără dragoste. Părinții, ai venit și... Eu am văzut așa, vine la părinții bolnavi și de mâncare. El a mâncat acolo, am văzut, când eu dunas cu bolnavi, cu păstori și totdeauna cu bolnavi. Mă duc și mă uită, vine între fica sau fiul. Nepotul, între acolo, sau fiica, rușile acolo, sau cine între acolo la dânsul. Și el o mâncat, era așa o tarelcă, cum zice, o strachină murdară. Și el vine, mi-a fost tare interesant. Eu m-am uitat și am zis că, Doamne, ăsta e om.
lucrează, nu știu cum primește și omul acela s-a uitat și a început să plângă. Era strachina ce murdar, ăsta vine, i-a dus mâncare și pur și toarnă în strachina ce murdar, deci moșule, ți-am adus de mâncare, mănânc. Dar în strachina acesta ia tot gâză și tot murdarie, că l-a turnat în murdarie aceea acolo. Și când am văzut asta, m-am uitat la omul respectiv la și a început ce să-i curgă lacrimi și am văzut că face o slujire fără dragoste, dar nu mai trebuiește dragoste. Nu a mai mâncat omul acela strachin aceea, nu mai mâțele și câinii au mâncat. Nu mai mâncat, nu mai s-o atins de bucata aceea. Și dacă faci o slujire fără dragoste, asta ce? Îi nimica. Și scris acela la punctul ăla, o slujire fără dragoste, ce? Îi nimica. O slujire fără dragoste, nimic. Și Corinteniu tot așa arată. Corinteniu este o epistolă unde arată ce fel de slujire trebuie să avem. Fii ce n-ai fi dumneata, proroc, și vei fi învățător, păstor, slujitor, învățător, n-ai dragoste, ești ce? Ce ești? Nimic. Nimică ești. Zero. Numai o slujire cu dragoste aduce folos și binecuvântare în biserică. Numai o slujire cu dragoste aduce binecuvântări în viața noastră. Și mai departe scrie așa. Ce înseamnă dragoste de întâi? Hai să vedem. Și dumneavoastră scris, eu dictez. De la care verset ăsta să încep? Dragoste nu pismăiești, dar care verset să încep? 4, scris așa. 1 Corinteni la punctul B. 1 Corinteni 13 cu 4. Dragoste nu pismăiești. Asta e dragoste de întâi. Nu pismăiește. Scris, nu pismăiește. Dragoste nu se gândește rău. Mai departe ce scrie acolo? Nu se laudă. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se bucură de nelegiuire. Mai departe ce acolo? Nu se aprinde de mânie. Mai departe? Nu se gândește la rău. Hai dictează asta. Hai ce este? Se bucură de adevăr. Suferă totul. Și mai scrie acolo că dragoste ce mai faci? Nu pierde niciodată. Spuneți că dragostea nu pierde niciodată. Dragostea lui Dumnezeu nu pierde niciodată. Toate se termină în viața dumneavoastră. Toate se vor termina. Dar dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în voi, ea nu se termină niciodată. Merge în veșnicie. Ce ai făcut cu dragoste? Când s-a deschis cartea vieții, vreau să vă arăt. Când s-a deschis cartea vieții, vor fi toate faptele tale pe care le-ai făcut cu ce? Cu dragostea de întâi. Tot va fi scris acolo ce ai făcut cu dragostea de întâi. Ce ai făcut fără dragostea de întâi, va fi scris unde? În cartea faptelor. Ai făcut, dar te-ai slăvit ce? Tu. Ai făcut, dar te-ai pus tu pe primul plan. Ai făcut, dar te-ai gândit la tine și ai făcut lucruri neîngăduite. Și aceasta, din pricina aceasta, nu mai te pot răsplăti pentru faptele acestea. Dar pentru faptele care le-ai făcut cu dragostea de întâi, te voi ce? Răsplăti. Și aici spune că dragostea nu va pieri niciodată, e se duce cu tine în veșnicii. Toate lucrurile pe care le-ai făcut cu dragoste merg cu tine în raiul lui Dumnezeu la pomul vieții. Acolo merg și te vei bucura în glorie și în slavă. Asta e important. Bun, mergem mai departe ca să avem încă ziua cincea. Faptele Apostolului 2, 41, 47. Ce înseamnă dragostea din tâi? Ascultați bine aici, e foarte important. Ce înseamnă dragostea din tâi? Uitați-vă la versetul 42. Ei stăruiau ce? În ce stăruiau? Ce înseamnă dragostea din tâi? Când s-au pocăit în Ierusalim, 3000, și aveau toți un gând, un săptământ, o dragoste, era dragoste. Și cum este ratat dragostea aceasta? Hai să vedem cum este ratat. 42. Ei stăruiau învățătura apostolilor, scriți așa, în legătura frățească, înfrângerea pâinii și ce? Și rugăciuni. Asta e dragostea din tâi. Ei stăruiau învățătura apostolilor. Ce înseamnă învățătura apostolilor?
se stăruiau să studieze ce? Scriptura. În legătură frățească ce înseamnă? Să fii totdeauna în legătură cu adunarea, cu biserica. Ca să fiți împreună și să slăviți numele Domnului. Stăruiau ce? În frângerea pâinii și în ce? Și în rugăciuni. Versetul 40. Erau plini de ce? De frică. Aveau frică numai de Dumnezeu, nu aveau frică de oameni. Aveau frică de frică, ei aveau frică de Dumnezeu. Cine are dragostea de întâi, el are frică de Dumnezeu ca să încalce poruncele lui. Dacă te iubesc, Doamne, nu poți să încalci, nu poți să te înșal, nu poți să spun minciuni, că tu nu primești asta. Mai departe. 44. Erau împreună la un același loc și aveau toate ce de ochi. Erau totdeauna ce? Împreună, la un loc. Și slujeau lui Dumnezeu, se rugau de se cutremurau locul acela. Erau împreună la un loc. Și versetul 42. În fiecare zi ce? Zi acasă și în templu. Și ce făceau? Învățau Scriptura și frângeau pâinea. În fiecare zi studiau Scriptura. Asta e dragostea de întâi, în fiecare zi să studiezi Scriptura. Să ai Biblie. Cine dintre voi nu are Biblie? Cine dintre voi nu are Biblie? Dacă nu, eu mă stărui, că dacă nu vă dau acum, eu pe urmă, din care sar sunteți, eu vă scriu și vă transmit. Dacă cine de voi nu are Biblie, atunci ridicați o mână în sus, eu vă scriu și atunci eu vă transmit Biblie. Eu fac, am să merg la Chișinău, de la Chișinău să aduc și am să vă dau. Numai spuneți-mă, limba rusă sau română, cum vreți. Bun. Înseamnă că dragoste de întâi ce? Să stăruiești totdeauna în rugăciune, te rogi, în legătura frățească. Aici în Efes, vreau să vă spun, de ce n-aveau dragoste de întâi? Nu stăruiau ce? În legătura ce? Frățească. Aici de ce? Aici de ce? Nu suferi pe ce? Erau răi. Dar nu trebuiau să fie urâți. Nu trebuiau. Dacă noi urâm, dacă cineva a făcut ceva urât și îl urăsc. Mă întorc de la dânsul, nu vreau să dau mâna. El zice, băi, dar ce-și mai stau? Ăștia nu-i locul meu. Știa, e tălpașeța și mai mulți nu mai vine la casa Domnului. Dar dacă noi ce? Cu dragoste, cu bunătate, îl îndemnăm, stăm lângă el, ne rugăm împreună, îl chemăm la studiu biblic, îl îndemnăm și atunci el începe să se ridice, să se ridice, să se ridice și îl vedem că s-a aprins și devine predicator.